Salutare! Clipul de astăzi vine imediat după pragul de 500 de abonați. Voi cei care v-ați abonat reprezentați comunitatea pe care eu îmi doresc să o construim împreună pe acest canal. Așa că vă mulțumesc celor care sunteți deja abonați. Azi avem în discuție subiectul locuințele colective mici. Urmărind acest clip, o să afli ce înseamnă această pseudo-categorie de locuințe colective mici și am să îți explic cum de altfel termenul de locuință colectivă mică nu există. O să te întreb probabil, bine, dar cu ce mă ajută pe mine acest clip? Ce aflu și cu ce mă ajută pe mine acest clip? Păi hai să o luăm punctual. Te va ajuta să nu devii victima perfectă a unor anunțuri imobiliare doar cu o descriere foarte frumos prezentată și cu poze foarte frumoase ale unor apartamente în niște blocuri total aiurea amplasate. Te va ajuta să nu ajungi într-o zonă nepotrivită și unde nu te vei integra și vei suferi pe tot timpul cât vei fi proprietar, pentru că e posibil să decizi la un moment dat să pleci, de întregul disconfort pe care am să ți-l prezint în acest clip. Mă refer la blocurile între case. Cunoști foarte bine imaginea cu blocurile apărute între case. Te va ajuta să înțelegi cum poți fi parte activă în a corecta astfel de practici din domeniul construcțiilor și este foarte simplu. Nu există cumpărător, nu există nici vânzător. Te va ajuta să nu devii victima unor dezvoltatori de carton, le spun eu, pentru că nu au fost școliți în acest sens, și te va ajuta să poți alege o construcție corect, un apartament de la care să primești liniște și confort. Rămâi cu mine până la final pentru a afla ce reprezintă aceste ghilimele și care este de fapt rolul acestui subiect. Acest material are ca scop exemplificarea unor situații reale care au deformat de fapt practicile de bun simț. Materialul și documentarea este în colaborare cu arhitectul urbanist Mihai Pavel de la Urban Ambition, al cărui cofondator și este. Documentarea amănunțită pe acest subiect este realizată de către colegul meu Mihai Pavel, care este parte activă în redefinirea bunelor practici și prezentarea de bune maniere în ce înseamnă o construcție într-o comunitate. Mihai s-a documentat foarte mult pe acest subiect și la el pe blog vei găsi studii de caz prezentate sub formă de articole foarte detaliate. Găsești linkul către blogul lui chiar în descriere. Am hotărât împreună, având puncte comune, să aducem informația și studiile realizate de către Mihai și în formă explicată, sub un limbaj, zic eu, mai flexibil către voi cei care sunteți pe acest canal. Cu siguranță mesajul ăsta va putea ajunge mai departe doar cu sprijinul vostru, împărtășind clipul către cunoscuți. De aceea un like, un share ajută foarte mult pentru a putea crește această comunitate. Cumva încercăm împreună să îți expunem o informație utilă, astfel încât să nu îți iei țeapă atunci când mergi la vizionarea unui apartament foarte frumos prezentat, foarte frumos prezentat în poze și în randări. În aceste materiale aducem argumente despre anumite tipuri de clădiri care, scoase din contextul lor, fără a avea dotările corespunzătoare, realizate în baza unor regulamente de urbanism, dar fără studii de fundamentare solide, pot deveni niște epave urbanistice ce pot genera probleme la nivel de comunitate pe termen lung și nedefinit. În astfel de situații, aceste clădiri se transformă în clădiri pe care noi le denumim construcții fără un succes în materie de proiect, precum un saivan de animale. Știu, poate că sună foarte gravă această similitudine, însă am preferat să dau o gravitate în exprimare pentru o relaționare mai bună cu situațiile din teren. Chiar dacă tu locuiești deja într-o clădire de acest tip, ar trebui să susții orice demers sau orice persoană care se luptă cu acest fenomen de degradare urbanistică și economică. O să explicăm mai detaliat în continuare, în video, dar și în articolul pe care îl vei găsi mai jos în descriere, așa cum am zis și mai devreme, de ce ar trebui să faci acest lucru, de ce clădirea ta poate primi o șansă de integrare în context, în comunitate, sau poate deveni un obstacol urbanistic în comunitatea la momentul în care s-a dorit dezvoltarea sa. O să vezi pe parcurs de ce spun asta. Dacă nu ți-ai dat seama deja, de la un moment dat, când am spus saivan, mă refeream la blocurile aruncate printre case. Precum cele din exemplele de aici, nu e nicio plăcere să locuiești într-o zonă de acest fel sau într-un bloc implantat într-o zonă de case.
Majoritatea au ajuns proprietari în astfel de locuințe sub o formă foarte nevinovată și cu intenții de bună credință, fiind clientul perfect al unui anunț foarte frumos și bine marketizat. Acest client poate că a făcut un credit pe 30 de ani ca să ajungă să-și cumpere această locuință și nici nu ar fi normal ca un IT-ist, să spunem, spre exemplu, să facă o analiză și o investigație în prealabil, precum cea din acest video, însă noi o putem face și o putem prezenta sintetizat, astfel încât tu, când vei porni la drum spre noua ta casă, să ai niște criterii punctuale în alegerea pe care o vei face. De cele mai multe ori, dezvoltatorul poate fi chiar vecinul tău, dar care după ce a vândut tot, decide să fugă pentru că se simte, bineînțeles, sufocat. Poate chiar de tine, care stai în blocul de lângă gardul lui, 5 etaje construit chiar de el, apartament pe care l-ai cumpărat chiar de la el și 2 supramansardări făcut chiar de el lângă gardul casei lui, care acum îi aruncă umbra peste piscina lui pe care și-o dorea mereu însorită. Înțelegi ideea? Nici el nu a fost conștient de ceea ce se va întâmpla și ceea ce s-a întâmplat. Este ca și cum ne-am sui într-o barcă 5 oameni și cel care deține barca și care este la timonă decide la primul port să abandoneze călătoria, restul fiind puși în situația critică de a gestiona o situație necunoscută și, bineînțeles, de a se adapta pentru a se întoarce înapoi acasă. De cele mai multe ori, acesta alege pentru că acum conturile îi permit să facă alegeri cu un plus de confort pentru el și să fugă după ce a trântit un bloc cu balcoanele spre și peste curtea ta. E un exemplu pur și simplu aleatoriu, nu înseamnă că așa trebuie să se întâmple. Chiar nu este o plăcere să te trezești cu un bloc de tip vagon vis-a-vis de apartamentul pe care l-ai cumpărat tot într-un bloc similar. Ar trebui să te aștepți la treaba asta. Un astfel de apartament situat într-un bloc aruncat printre case poate deveni chinuitor pentru toată lumea, chiar și pentru tine. Pe lângă fenomenul de blocuri zombie între case, avem și fenomenul de vagoane bloc, care se amplasează nefericit între blocurile denumite zombie sau orfane. Aceste inserții pestrițe sunt inițiativele forțate ale unor binevoitori cu obiective superficiale. Să o luăm punctual, zonificare versus speculă. Acestea pot fi efecte economice nocive pentru oraș. Conceptul de locuire individuală este profund diferit de locuirea colectivă. Indiferent că această locuire este definită nefericit și nefundamentat ca o locuire colectivă mică, mare sau medie. În statele civilizate există zonificări publice de zone dedicate locuirii individuale și separate de zonele cu locuire colectivă, la fel cum sunt separate zonele industriale de zonele comerciale. Este o chestie de logică și bun simț această delimitare. Într-o civilizație avansată, aceste zonificări se vor realiza pe porțiuni de teren care să fie înconjurate de străzi principale cu 2 sau mai multe benzi pe un sens de circulație, dar și de străzi secundare, străzi care nu trebuie să fie opționale într-un proiect. O primă greșeală în puzurile realizate pe la noi sunt chiar aceste accese care devin abonate la o singură arteră care în timp va fi sufocată și se va crea efectul de pâlnie. De aceea străzile secundare au un rol foarte bine stabilit pentru a conlucra cu celelalte accese. Bucureștiul a fost tot timpul o atracție din punct de vedere al speculei imobiliare, așa s-a și dezvoltat în mare parte și de aici au apărut blocurile între case pe câte un petec de pământ, de multe ori insuficient și pentru o casă. Multe zone din București au fost o atracție pentru mulți pseudo-dezvoltatori, precum a fost Las Vegasul în momentele incipiente ale dezvoltării sale. O regulă clară ar fi că nu se zonifică printre loturi pe limite de proprietate, cel mult pe străzi private, care vor intra în regim public prin zonificarea propusă. Nu se recomandă transformarea unor loturi relativ mici, pretabile pentru locuințe individuale, în loturi suport pentru locuințe colective, fără a avea o zonificare coerentă în prealabil pe loturi generoase, delimitate de străzi principale, dezvoltările urbane mici sau mari vor fi supuse eșecului. Vezi aici un material despre ce înseamnă PUS și care este rolul acestui tip de proiect. În comunitatea europeană nu se construiesc mini-blocuri pe foste parcele de locuințe individuale, blocuri cu balcoane laterale spre curțile vecinilor de pe loturile adiacente existente de locuințe individuale, să le spunem case.
așa ceva nu prea se realizează în comunitatea europeană și aici mă refer la țările civilizate. Amplasarea de blocuri stil vagon vis-a-vis de alt bloc stil vagon într-o zonă de case poate fi precum un turist pe plaja de la Năvodari îmbrăcat în haine potrivite pentru sezonul de iarnă. Am vrut să fac o paralelă subtilă, nu știu dacă mi-a ieșit. Așa sunt și locuințele colective mici care se amplasează printre case. Locuințele colective mici se amplasează cel mult în șiruit și au curți interioare, străzi secundare spre fațada posterioară a terenului. Aceste străzi secundare sunt o necesitate din punct de vedere al echipării unui astfel de proiect, al unei astfel de dezvoltări și în spate stau foarte multe analize drept argument pentru aceste străzi secundare. De multe ori, parcă din rea voință, nu se fac în realitate, uneori apar în proiect și în realitate nu se mai execută, în cel mai favorabil caz. Nu există în lege și este nefundamentat termenul de locuință colectivă mică. Termenul de locuință colectivă mică nu este definit în Regulamentul General de Urbanism, nici în legea 350/2001, legea urbanismului, și nici în legea autorizării construcțiilor 50/1991. La fel de grav este că nu se definește și nu se clarifică acest termen nici în legea locuinței, dar nici în normativul aprobat prin lege NP 016/96, normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe. Acest termen de locuință colectivă mică nu este definit în nicio lege sau normativ. Acesta este o pseudo-invenție introdusă în regulamentele de urbanism care s-au inspirat în mod nefericit unele de la altele. Nu aș vrea să fac neapărat o asociere cu metoda copy-paste. Efectiv, acest termen s-a propagat din aproape în aproape și este nefondat și nu există, este inexistent. Dacă unele regulamente de urbanism din Cluj, Timișoara și Oradea au fost corectate cu hotărâri locale, regulamentul marelui oraș București a rămas cu această prevedere otovac care tratează cu indiferență orice zonă și orice fel de țesut existent, fiind o prevedere contra naturii urbanistice civilizate pe nume locuința colectivă mică. Cu inconștiență se face în regulamentul expirat al București amestecarea locuințelor individuale cu locuințele colective, pe motiv că sunt mici. Acestea așa presupuse mici locuințe, locuințele colective mici generează haos urbanistic și degradare socioculturală, după cum voi argumenta mai jos. Motivul pentru care acest termen nu a fost definit în nicio lege este că niciun legiuitor nu a dorit să își asume această enormitate și absurditate pe de altă parte, doar cei care poate din greșeală, probabil neintenționată, au strecurat acest termen în regulamentele locale. Conform cu normativul de proiectare al locuințelor, clădirile nu sunt catalogate simplist și neclar mici sau mari. Sunt catalogate foarte clar și de bun simț în felul următor: locuințe unifamiliale, locuințe semicolective și locuințe colective. Locuințele colective sunt blocurile, locuințele unifamiliale sunt casele. În acest caz, conform cu legea și cu normativele, avem o delimitare clară între locuirea individuală față de cea colectivă. Încadrarea sa, ca importanță din punct de vedere al numărului de niveluri, se face după cum urmează. Foarte redus sunt locuințele parter și parter plus un etaj, redus parter și două etaje până la parter și 5 etaje, mediu parter 5 etaje până la parter cu 11 etaje. Observăm că regimul de înălțime de parter cu două etaje al presupuselor locuințe colective mici intră în categoria a doua de importanță ca număr de niveluri. Adică dacă vezi un bloc cu două etaje, el de fapt trebuie să fie o casă. 110 articole și 19.000 de cuvinte. Cam asta este baza de date unde se poate afla clar ce înseamnă o locuință colectivă. Condominiu, adică locuința colectivă, nu locuința colectivă mică, are dedicată o lege întreagă, extrem de stufoasă, cu 110 articole și peste 19.000 de cuvinte cu prevederi și regulamente, dar și obligații și sancțiuni și contravenții care țin sub control acest tip de locuire. În teorie, că în practică acest control uneori scapă de sub control. Locuințele colective nu se amestecă în nicio lege cu cele individuale. Se amestecă în regretabile prevederi ale regulamentelor din diverse puguri, fără zone tampon și fără zone de protecție. De ce oare locuirea individuală nu are atâtea prevederi față de locuirea colectivă? Răspunsul este, deoarece este extrem de diferită locuirea individuală față de cea colectivă.
Despre locuirea colectivă se poate spune că este un ansamblu de proprietăți suprapuse și nu un ansamblu de locuințe individuale suprapuse. Aici se face diferența și de cele mai multe ori tot aici se face și confuzia. Cum adică mic, mare, mediu? În regulamentul aferent PUG-ului din București, așa a rămas. Mic definit ca P plus 2, indiferent de mărimea loturilor, indiferent de numărul de apartamente. Pe timpuri existau locuințe individuale de parter cu două etaje. Locuința colectivă mică este o invenție aplicată punctual, precum picătura chinezească, doar pentru a închide un proiect prin norme. Exact ca și cum ai purta 44, dar găsești un model de pantofi foarte frumoși 43 și faci un compromis, faci un efort să porți acel model 43 doar pentru simplu că îți place atunci, pe moment, ulterior vor fi foarte multe probleme. Această invenție elaborată cu hărnicie a fost cuprinsă în PUG și a emanat construirea în regim de speculă de apartamente pe loturi mici și de case, fără locuri de parcare, fără spații verzi și uite așa au apărut blocurile alea cu tablă roșie, mari, fațade galbene, la care te uiți dimineața când bei cafeaua din blocul tău din anii 80 sau poate chiar din curtea casei tale dacă acel bloc se află aruncat printre case și tu stai la casă, bineînțeles. Poți face o comparație dacă îți imaginezi un astfel de bloc între case. Casa ta ar fi verișoara mai mică a blocului. De la minuscule mici și foarte mici, haosul și vidul legislativ și administrativ au dus cu abrul aceste scăpări. Construirea de apartamente tip cazemată, locuințe și garsoniere înghesuite în blocuri alungite tip vagon pe blocuri foarte mici de case sunt de fapt modul de a face de multe ori business în imobiliare în România. O paralelă pot fi cei care dau kilometri înapoi la o mașină și apoi spun că a fost condusă de o bătrânică. Cam așa s-au făcut de multe ori multe proiecte imobiliare la noi și nu e în regulă. Blocurile amplasate aleatoriu printre case sau printre alte blocuri, la fel de ridicole sau care printr-o arhitectură sau materiale mai deosebite, încearcă de fapt să ascundă o eroare urbanistică pe care au comis-o. Construirea de locuințe colective minuscule, mici sau medii nu se face printre case. Construirea de locuințe colective se face în cadrul unor ansambluri de locuințe cu dotări comune și private, astfel încât acestea să poată să funcționeze la un moment dat într-un sistem independent. Dotări private de incintă, canalizare, rețea publică existentă. Cartierul cu căsuțe din zonele publice nu este un ansamblu cu dotări private, este o zonificare dedicată locuințelor individuale cu dotări publice. Aceste investiții generate de dezvoltatori cu o mai mică putere financiară nu pot acoperi terenuri și investiții suplimentare pentru rețele edilitare, școli, grădinițe, drumuri. Locuințele colective împrăștiate în zone de locuințe individuale se transformă deseori în clădiri de tip parazit pentru locuințele individuale din jur, clădiri ce semnalează un handicap al construcției și al inserției în sit. Gândește-te că toate apartamentele acelea vor fi abonate la niște dotări care erau reglementate pentru locuințele individuale. Acestea vor profita de curțile în care își aruncă cu indolență balcoanele, dar și privirea și ocupă strada publică cu mașini staționate. Se întâmplă asta pentru că terenul sau investiția în sine nu a putut asigura numărul de locuri conform normativului. Acestea sunt corpuri rupte de un context de ansamblu fără curți interioare sau străzi secundare de serviciu pe fațadă din spate pentru zona de depozitare deșeuri, să zicem, sau pentru situații de urgență, pompieri, salvare. Chiar acum câteva zile am văzut un exemplu pe Vasile Lascăr, în partea dinspre Ștefan cel Mare, a fost dat de curând în folosință un complex nou de blocuri. Toată strada, mai exact o bandă pe sens, a fost blocată de 40 de mașini din următoarea cauză. Un locatar dorea să intre în complex, însă nu putea face această manevră datorită mașinii de gunoi care era intrată pe singura alee de acces și oprită în poartă pentru a ridica gunoiul și care nu putea înainta spre a ieși pe alt acces deoarece nu exista un alt acces secundar sau o altă ieșire. Un mare haos care se repetă zilnic. Se întâmplă asta deoarece nu sunt asigurate accese secundare fără distanțele necesare față de zona de deșeuri și față de automobilele parcate de sub geamul de la parter. Aceste lucruri sunt foarte des întâlnite la micile
proiecte imobiliare. O clădire orfană este ca și cum ai lua o bucată dintr-un bloc de la un ansamblu rezidențial și l-ai planta printre case sau chiar în câmp. Avem și exemple dinspre centură cu blocuri în câmp. Blocuri care au o latură foarte mare către centură și o latură către oraș, dar orașul este destul de departe și conexiunea cu orașul la fel, destul de departe. Încadrarea în NZEP și în bunul simț al locuințelor colective vor avea nevoie de dotări obligatorii pentru încălzire, pentru încadrarea în noul standard NZEP cu o centrală comună pentru tot blocul. Aici, în dreapta sus, vei vedea un video despre ce înseamnă NZEP, dar și în descriere am să-ți las un articol scris cu o altă abordare detaliată despre ce înseamnă NZEP. Majoritatea acestor locuințe colective sunt îngălzite cu un conglomerat de coșuri scoase pe fațadă, fiecare apartament inhalând aerul viciat de coșul de centrală al vecinului de sub el. Ce este zona mixtă sau hibridă pentru construcții noi, în țesuturile existente? Este o mare diferență pe care actualul regulament PUG București nu știe să o facă. Între clădiri, zona mixtă și parcelele noi, ansamblurile noi și clădirile noi în zone deja construite. Chiar dacă e o zonă mixtă, nu poți să trântești orice clădire nouă. La fel, nici în zona rezidențială existentă nu poți să ridici orice fel de clădire și pe orice fel de lot, indiferent de cât de minuscul este acel lot pentru locuința colectivă mică. Ce este zona mixtă sau hibridă pentru construcțiile noi în ansamblurile noi? Conceptul de hibrid și mixt se referă la amestecarea anumitor funcțiuni în cadrul unui ansamblu de construcții pe parcelă construită în ansamblu de la zero. Chiar și în ansamblurile noi, cu clădiri noi, nu se lipește casă lângă locuință colectivă. Sunt gândite zone de case și zone tampon cu locuințe colective. Zonificarea se face pe artere importante de incintă și nu pe linia de lot, cum se fac acum prin prezentul greșit regulament aferent al PUG-ului din București. Situațiile speciale în care locuirea este amestecată cu funcțiuni de birouri în cadrul aceleiași clădiri, în cadrul aceluiași ansamblu rezidențial de tip mixt sau hibrid, sunt situații și proiecte mai rar întâlnite și sunt pentru a fructifica mai bine terenul. Locuirea individuală poate fi amestecată cu locuirea colectivă, la fel în cadrul aceluiași ansamblu, cu zone de protecție între cele două tipuri de locuire, cu dotări comune pentru utilități, depunere, colectare, deșeuri, accese auto, accese speciale, pompieri, salvare, chiar și accesul de marfă. Într-o zonă constituită cu locuințe colective, cu loturi individuale, fără dotări comune, cu acces pe străzi publice, nu se vor planta pe loturile libere, fără o zonificare de ansamblu, doar pentru zonele centrale se pot constitui străzile publice în ansambluri de străzi cu acces restricționat pentru atingerea aceluiași tip de ansamblu comun. Cam așa ar fi o documentare sintetizată pentru a-ți spori atenția înainte de achiziții. În spate sunt mult mai multe aspecte logice și tehnice, însă consider că este necesar să aduc către comunitatea de pe acest canal niște explicații atent traduse și cu ajutorul colegului meu Mihai, al cărui blog îl puteți găsi în descriere, aducem informația asta către public. Dacă și tu ești în momentul în care îți dorești prima ta casă, un apartament și vrei să ajungi într-un cartier cu o comunitate sănătoasă, dar nu dorești să primești la 2 ani după ce te muți un bloc ciupercă în geam, acum te poți documenta. Ai acest avantaj. Dacă vei considera că ai nevoie de ajutor specializat, te pot asista în alegerea unei locuințe într-o astfel de situație. Îți pot spune dinainte la ce să te aștepți, lucru care țin de o documentare realizată în prealabil. Până la urmă, poate că e bine să îți protejezi banii tăi, oricum ar fi ei. Dacă totuși știi pe cineva care este orientat către a cumpăra apartamente inserate în cartiere de case, trimite-i acest clip, posibil să îl ajute foarte mult. De asemenea, un like și un share mă ajută pe mine foarte mult să putem să creștem această comunitate și acest canal. Până data viitoare, te invit să te abonezi apăsând butonul de mai jos dacă nu ai făcut-o deja chiar de la început. Și spor la treabă!